Matei, capitolul 18, să citim primele șase versete și apoi voi citi și din Efesim, capitolul 6, primele patru versete. Matei, capitolul 18. Începând cu primul verset, în clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Isus și l-au întrebat, cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el pe un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, adevărat vă spun că dacă nu vă întoarceți, nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția al cerurilor. De, aceea oricine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atână de gât o piatră mare de moară și să fie înecat în adâncul mării. Efeseni, capitolul 6, cuvântul Domnului spune, Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați, la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și știni, suntem la sărbătoare din nou. Două familii aduc la binecuvântare doi băieței, sunt aici familiile lărgite, văd mulți oameni noi, le spunem tuturor bun venit. O sărbătoare și pentru biserică. Există biserici fără copii, biserici tradiționale în care vezi la surbă doar percărunți, biserici fără viitor. Însă ce mare har în această zi, pe lângă mulți tineri pe care îi vedeți, avem și bebeluși, înseamnă că biserica are un viitor slăvit să fie domnul. Am citit un text în care Domnul Iisus Hristos pune un copil în mijlocul adulților și le spune învățați de la acest copilaș. În general, impresia noastră este că în familie există expertul, părintele, și există ucenicul, copilul, care trebuie să învețe. Să învețe binele, să învețe disciplina muncii, să învețe arta de a fi om în societate, să învețe principiile credinței. Și așa este. Părinții sunt puși în familie de Dumnezeu să învețe pe copii. Însă în această dimineață am citit un text în care copilul nu este elevul. În textul citit, în Matei 18, copilul este materialul didactic. Și Iisus spune, uitați-vă la el, voi adulții, și învățați de la un copil. Păi ce să înveți de la un copil? N-ai ce să înveți de la un copil, vor spune unii adulți. Ba da, ai. Și Iisus spune foarte clar, învață de la copil. Ce? Să te întorci la Dumnezeu ca un copil. Avem ce învăța? Avem. Zice cuvântul să te smerești ca un copil. Eu, adultul, eu, omul cu perii cărunți, pot să-mi văd de la un copil zmerenia. Un copil se zmerește mult mai bine decât un adult. Ba chiar spune Hristos aici să vă faceți ca niște copii. Sau în alte părți spune să primiți împărăția lui Dumnezeu ca niște copii. Știți, există pentru noi mentalitatea asta, nu mă înveți după mine, mă copile. Că nu ou a fost făcut primul, ci găina. Ce, vrei să mă înveți tu pe mine? Și Biblia răspunde, da. Un adult înțelept învață de la oricine. Chiar și de la un copil. Iar omul neînțelept să nu-i spune cum îi spune Biblia, nu învață de la nimeni. Nici de la lider, nici de la păstor, nici de la proroci, nici de la învățător. Nu, el nu învață de la nimeni. Nici de cum, de la un copil. Că nu-l învață pe el nimeni. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să învățăm. Chiar și de la un copil. Știți, deci noi în viață creștem și ne maturizăm și, într-un fel, viața este o evoluție. Devenim mai maturi, devenim mai puternici, devenim mai rezistenți la necazurile vieții. Mai rezistenți la oboseală, mai harnici, dacă în copilărie ne trezim mai greu, viața ne învață. Și da, viața este într-un anume sens o evoluție, însă există în paralel cu asta o involuție. Pierdem anumite capacități cu care ne naștem. Copiii au ceva ce adulții nu au, genuitatea aceea, sinceritatea aceea, acea capacitate de a ierta, de a iubi, de a uita când se supărați. După ce l-ai bătut sau l-ai pedepsit, vine și te strânge în brațe, zice, tati, iartă-mă și să sfarmă tău, să zdrobește, cum zicem noi tău. Și asta numai un copil poate să facă. Și pentru că pierdem anumite lucruri, mântuitorul spune oameni buni, uitați-vă la un copil, ai pierdut asta. Nu mai ești la fel de iertător, nu mai ai genuitate, nu mai ai sinceritate, nu mai ai inocență, devenim politicoși, dar reci. Devenim actori, știm să zâmbim și să înjunghiem. Devenim oameni corecți politic, devenim oameni atât de cordial, dar în același timp poate atât de neiubitori. Pierdem sinceritatea, vorbim cu două înțelesuri. Pierdem sinceritatea, devenim foarte fățarnici. Asta ne învață timpul. Și Dumnezeu ne spune astăzi, nouă adulți, învățați de la un copil. Haideți să privim în această zi familia ca pe o școală în care avem toți de învățat. Așa se și intitulează predica de astăzi, familia, școala în care toți avem de învățat. Să renunțăm la acea gândire rigidă cum că doar Copilul învață, da, copilul învață de la părinte, munca, să devină om, învață să facă primii pași, învață să vorbească, învață toate lucrurile să fie politicos, să învață Biblia și da, părinții sunt datori să învețe pe copii. Dar în aceeași familie și părintele în școală. Și el învață. Familia este locul sau școala în care toți învățăm. Dacă copilul învață să devină om, părintele învață să devină părinte. Și noi, părinții, suntem într-o școală, învățăm pe copiii noștri. Și da, într-un fel, copiii sunt cobaii noștri pe care noi îi învățăm. Și am auzit părinții în să zică, măi, copii, iertați-mă, când erați voi mici, eu am fost tânăr, n-am avut înțelepciune. Adică recunoaște părintele că de fapt a învățat să fie părinte pe copiii lui. Și tu ai de învățat. Când te căsătorești, vii aici la altar, ești un tânăr novice, habar n-ai cum să crezi copiii. Ești un începător și înveți toată viața să fii părinte. Și acum Hristos a luat un copil și l-a pus în mijlocul ucenicilor, ia Dumnezeu câte un copil și îl pune în mijlocul familiei. Și zice, părinte, învață. Uite, învață cu copilul ăsta, învață răbdarea, învață bunătatea, învață să mai stai treaz noaptea, învață să iubești necondiționat. Și da, împreună cu copiii noștri noi învățăm. Atunci când apare primul copil, părintele intră în panică. Oricine ar fi la oricâte cărți ai citi, intră în panică. Telefoane, mamă, dar cum să spală, dar cum să face, să nu facă temperatură, ce, câte grade să fie în casă, dar cum trebuie hrănit, dar uite că o vomitat. Și mai departe, noi învățăm de la zero împreună cu copiii noștri. Cred că Dumnezeu s-a uitat la Vlad și a zis, mă, Vlad nu e un tată perfect. Ei mai dau un ficior. Să înveți să înceapă iar de la scutece, la primii pași, la primele cuvinte, la grădiniță, la școală, la facultate și la căsătorie. Și cu al treilea, mai învață încă o dată ciclul acesta părintesc. Fratele Nicu trece și el tot în clasa 3, au că are tot trei copii. Și cu cât avem mai mulți copii, Dumnezeu ne specializează. Dumnezeu ne face părinți mai buni. Și pe când devenim experți și căsătorim, devenim bunici. De aceea bunicii sunt cele mai îndrăgite persoane din lume. Pentru că bunicul este tatăl expert. Bunica este mama expertă și a crescut copiii, a învățat, de aceea au atâta înțelepciune, bunătate, sunt atât de ușor de îndrăgit. Părintele tânăr are nervul tinereții. N-are răbdare. Și mă uitam la cei care au mulți copii, chiar la noi în casă. Părinții n-au avut răbdare. Eu am fost primul. Și într-un fel să știți că e un dezavantaj să fii primul. M-au bătut că pe toți ceilalți la un loc. Au fost oameni nervoși. Tineri. E, la ultimul a fost altă înțelepciune. Era ciclul 12, la al 12-lea era toată suma înțelepciunii adunată în viață. Bunătate. Și apoi când devii bunic, ești cu adevărat ce trebuie. Dai cam târziu, nu mai ești părinte. Așa că și pe fratele Nicu și pe fratele Vlad o să-i premiem când aduc la căsătorie ultimul copil. Atunci vor deveni părinți experți. Până atunci învață. Și învățăm noi toți să fim tați, să fim mame, să creștem copii și nu numai că învățăm să fim părinți pe copiii noștri, chiar învățăm de la ei. Asta spune Biblia, putem să învățăm de la ei. Ferice de părintele care știe să spună, mă, am greșit, iartă-mă, uite, ai dreptate, la asta nu m-am gândit. Ce mare lucru într-o familie să fim deschiși, să învățăm toți. Merg acum la Efeseni, capitolul 6, și vreau să Observăm că Biblia vorbește atât copiilor cât și părinților. Copiii ascultați în Domnul de părinții și să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, și voi părinților. Vedeți, întotdeauna în Biblie, când Dumnezeu vorbește celui de sub autoritate, vorbește și celui care are autoritate. Biblia este echitabilă, de aceea, Noul Testament a fost extrem de revoluționar în vremea scrierii lui. Pentru că în vremea aceea toate scrierile religioase nu făceau decât să întărească autoritatea celui de sus. Robilor, ascultați de stăpânii voștri. Împăratului venit din Dumnezeu. E un zeu. Ascultați de împărat. Și când abuzează, și când dă foc la Roma, și când e nebun. Domne, e împărat. Biblia nu tratează lucrurile așa. Și Biblia, aceeași Biblie care vorbește copiilor, zice și voi, părinților. Pentru că și părintele este în școală. E în școala lui Dumnezeu. Și astăzi Biblia are o lecție și pentru copii, și o lecție și pentru părinți. Aceeași Biblie care vorbește stăpânilor de sclavi, vorbește și sclavilor. Ce folos ar fi o scritură care spune doar angajatului să fie supus? Și șeful să-și facă de cap. Aia nu-i Biblie și dacă o predicăm așa, nu e completă. Biblia nu spune doar nevestelor fiți supuse bărbaților. Am fi ca oricare altă religie care supune femeia și întărește această chestiune naturală. Biblia provoacă bărbatul spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. Fiți supușul lui Hristos, ca și nevasta să vă fie supusă vouă. Există acolo un lanț al autorității. Dumnezeu are un cuvânt și pentru autoritate. Și Biblia este specială, e profetică, pentru că ea reglementează autoritatea. Nu există în scripturi nicăieri o supunere necondiționată față de stat. Nu ne supunem unui hitler pentru că e împărat, nu ne supunem unui regim comunist doar pentru că trebuie. Suntem chemați să știm să spunem pe nume, să avem spirit profetic ca și Ioan: împărate, nu ți este îngăduit. Asta ca o paranteză apropo de paralela la scripturi cu protestul. Există sute de paralele. Când autoritatea abuzează am tot dreptul să spun nu este bine. Nu îți este îngăduit pentru că autoritatea ia copiii în mod abuziv, am tot dreptul să protestez. Pentru că Biblia vorbește și împotriva autorității, nu doar împotriva supușilor. Sau pentru învățarea supușilor, ia spune clar, autoritatea poartă sabia ca să facă binele. Că nu mai face binele, că nu mai urmărește binele copilului meu, am tot dreptul să mă revolt. Iată paralela pentru cei care nu o văd. Aceeași Biblie care spune copii, ascultați de părinți, supuneți-vă cinstiții, spune și voi părinților, nu vă provocați copiii. De aceea noi nu întărim autoritatea abuzivă a unui părinte. Și da, există familii în care mai bine nu. Nu cred că suntem chemați să încurajăm părintele, indiferent de abuz. Există copii pentru care este mai bine să nu crească în familie. Sunt de acord. Acolo e atâta o travă încât copilul ăla este distrus, ucis, mai bine fără părinți. Biblia nu încurajează în mod necondiționat autoritatea. Nu putem încuraja un soț abuziv. Păi, soră, n-ai ce face, soțul tău te omoară, te bate, te înșală, rămâi cu el că e bărbat. Nu, Biblia nu pune problema așa. Că aceea scriptură care vorbește supusului, vorbește și autorității. Și voi, părinților. Lecția pentru copii. Biblia începe cu copiii. N-am să încep eu cu părinții. Respectăm ordinea pe care o găsim în Biblie. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din Tăi poruncă, însoțită de o făgăduință. Și nu mă refer aici doar la copii, ci la toți care avem părinți. Cea din Tăi poruncă. Pentru cine mai are tată și mamă. Este cinsteșteți. Părinții. Dragii mei, cinstirea părinților e un concept greu de predicat, greu de trăit. Trăim într-o vreme în care cultura nu încurajează la așa ceva. Știți că întotdeauna mă refer la contextul cultural în care trăim, altfel scriptura nu are relevanță dacă nu o legăm de ziua de astăzi. Din păcate, cultura și filozofia educației încurajează creșterea copiilor fără autoritate, fără disciplinare, lasă-l pe copil să aleagă, lasă pe copil să decidă, el decide pentru sine, să-și urmeze dorințele, părinții nu se pot băga în viața copilului, să-l forțeze să facă ceva, e un abuz în opinia statului să-ți folosești autoritatea în anumite forme. Cultura nu ne ajută deloc. De aceea suntem datori ca biserică să proclamăm adevărul, da, Dumnezeu ne cere, dragi copii, să ne cinstim părinții și să ascultăm de ei. Este porunca lui Dumnezeu, indiferent ce spune statul român sau filozofia seculară. Noi astăzi suntem aici să întărim ce spune Biblia și să fim lumina lumii și sarea pământului, chiar cu prețul să fim considerați habotnici, să fim chiar uh, abuzați de... Fel și fel de organizații sau de protecția copilului care ne urmărește într-un mod aparte să ne șicaneze, să ne ia copiii pentru a ne intimida. Noi suntem datori să rămânem la învățătura Scripturii. De asemenea, în cultura noastră știu că există o chestiune pe care unii părinți o încurajează, acele filme pentru familie, cele gunoaie din punctul meu de vedere. A, nu e film din ăla pentru adulți, e pentru familie. Dacă veți urmări, în astfel de filme se promovează copiii șotioși, Năbădăioși, șmecheri, își păcălesc părinții, părintele tăntălăului care nu știe să umle pe telefon, copilul el la smart, care prostește, păcălește. Frații mei, filmele astea sunt niște adevărate gunoaie morale. Nu recomand acele filme de familie. Cultura nu promovează valorile lui Dumnezeu. Astăzi scriptura strigă încă o dată, cinstește pe Tatăl tău și pe Mama ta. Amin. Învață lecția asta. Înțelege că asta este porunca de căpătâia vieții. De aici pornește binecuvântarea și tot de aici poate pleca blestemul. Vreau să fac câteva observații legate de asta. Lecția pentru copii. Cinstirea părinților, dragi copii, dragi frați și sorori, că mai aveți părinți, dragi tineri, cinstirea părinților este o poruncă. Nu e recomandare. Nu e o rugăminte, dacă vrei. Este o poruncă a lui Dumnezeu. Este în decalog, este în centrul adevărului lui Dumnezeu. În cele zece porunci de la care pleacă toată diversitatea scripturii, toate învățăturile au rădăcina aici și acolo, în temelia existenței. În cele zece porunci din care s-au inspirat toate sistemele judiciare sau legale. Acolo scrie, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. De asemenea, dragii mei, Biblia spune că cinstirea părinților este însoțită de o promisiune. Care? Să fii fericit și să trăiești multă vreme. Dumnezeu are o dublă răsplătire pentru toți care, oamenii care și cinstesc părinții. Care? Să fii fericit și să trăiești mult. Vă întreb, nu ați vrea să fiți fericiți pe pământ? Nu ați vrea să trăiți multă vreme? Știi că longevitatea și fericirea pe pământ atârnă de respectul pe care îl dai părinților? M-am uitat la familia noastră. Ne facem vulnerabili ori de câte ori vorbim despre familia noastră. Toți suntem pocăiți, toți suntem botezați, toți într-un târziu ne-am întors la Dumnezeu. Dar nu toți ne-am respectat părinții la fel. Și mă uit la frații mei, cei care au fost ascultători și respectoși sunt cei mai binecuvântați astăzi. Ceilalți trag din greu. Există o binecuvântare, dar e limitată. Și n-am avut copii foarte obraznici. Știi că în viață binecuvântarea pe termen lung sau blestemul atârnă de cinstirea părinților tăi? Ești tu conștient de asta? Ba se pune întrebarea, bun, există o promisiune, dar dacă nu respect părinții? Este o binecuvântare mai mică? Nu mai prind binecuvântarea maximă sau mai rău? Ascultați ce spune Biblia în Deuteronom, unde se dă legea, o completare la Exod 20, la Decalog. Zice cuvântul aici, în Deuteronom 27, versetul 16, Deuteronom 27 cu 16. Blestemat să fie cel ce va nesocoti pe tatăl său și pe mama sa. Atunci când ne cinstesc părinții, când îi dezonorez, când nu îi respect, eu de fapt nu pierd o binecuvântare, obțin un blestem, e mult mai grav. Cine îți cinstește părinții este binecuvântat și cine nu este blestemat. Asta spune Biblia. De aceea, mă rog, ca Dumnezeu să ne ferească de lipsa de respect, să ne ferească de necinstirea, de nerespectarea părinților. Pentru că lucrul acesta în viață este serios și sunt oameni care plătesc consecințele neascultării și ale obrăzniciei toată viața. Repet, sunt unele consecințe care nu se anulează prin convertire. Și am dat exemple multiple de-a lungul anilor. Sunt consecințe care nu se anulează. Hristos mă iartă, dar consecința rămâne. Dragi tineri, învățați de vreme, dragi copii, asimilați-vă conceptul acesta. Învățați de la Dumnezeu, de la Biblie. Respectul, cinstirea sunt esențiale. Atrag binecuvântări. Lipsa de respect. Necinstirea părinților atrage blestemul. De asemenea, dragi mei, vreau să observăm ceva. Am mai spus asta aici. Există o diferență între ascultare și cinstire. Ascultarea este condiționată, cinstirea este necondiționată. Cu alte cuvinte, sunt dator să-mi respect tatăl și mama, indiferent de context. E o chestiune necondiționată. Indiferent cine este tatăl meu și mama mea, indiferent cât sunt de moral sau de credincioși, Cinstirea părinților nu se negociază. Și necinstirea părinților, nerespectarea lor nu are scuze niciodată. Ascultarea este condiționată. Două condiții. În primul rând este condiționată de autenticitatea sfatului. Ascultați în Domnul este o limitare dacă sfatul părintelui nu este în Domnul eu nu sunt obligat să ascult ascultarea nu este necondiționată ascult dacă sfatul este potrivit cu Scriptura și este bun dacă nu, nu am obligația să ascult Ei, cinstirea părinților nu are astfel de condiții nu e doar în Domnul e întotdeauna de asemenea Spune aici copii. Ascultarea este pentru o anumită vârstă. Biblia nu îmi cere să ascult de părinți și când sunt căsătorit. Știu că se predică asta. Și de aia avem roadele pe care le avem, pentru că nu predicăm o scriptură întreagă. Și există cazul când anunție, scandal, când nu-ți dea cu părinții, de parcă să soară ei. Eu niciodată n-am să țin cont de ce spun părinții. Pentru că un copil care se însoară nu mai e copil. Ascultarea este pentru vârsta copilăriei. Copii! Când e vorba de cinstire, cinstirea nu mai este pentru copii. Dacă ne uităm la original, în Exod 20, nu se spune că porunca asta e pentru copii. În decalog, Biblia este foarte clară, cuvântul spune foarte clar, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Cine? Ascultă Israele, Aici fratele Pavel lipește un sfat pe care îl dă el, prin Duhul, pentru copii, de o poruncă din Vechiul Testament. Dar porunca originală nu este pentru copii. Dacă ascultarea e condiționată de vârstă, e până la o vârstă, și de acolo încolo sunt matur și decid eu pentru mine, cu cine mă căsătoresc, ce meserie am, unde mă mut și nu mai decid părinții, când e vorba de cinstire, cinstirea este pentru toată viața. Și când tatăl meu devine senil. Și când mama devine ca un copil și o schimb. ea rămâne mama. Tatăl meu bătrân rămâne tată și când își pierde mințile. Și sunt dator să vorbesc cu el cu respect. Pentru că cinstirea nu are nici o condiție, și nici o limită. Și poate vă spune eu necum și când părinții greșesc și când părinții exagerează și când nu sunt credincioși, și că nu sunt școlați, da. Chiar dacă tatăl tău e de la țară și nu are școală, și tu ești mare student prin cluj, ești dator să-i respecti. Și când tatăl tău n-a realizat prea multe, și nu este un om bogat, și nu e un om foarte harnic, ești dator să-l respecti. Asta nu se negociază niciodată. Și când tatăl tău e bețiv trebuie să-l respecti. Și când mama ta nu e credincioasă și e o femeie ușuratică, e mama ta. Și pentru că ți-a dat viață, Biblia îți cere să o cinstești. În păcate sunt copii care ascultă, dar nu cinstesc. Asta e un sfat pentru copii, practic. Păi cum? Uite așa, vorbim urât cu părinții și în final facem ce zic ei. Trâncănim, trântim ușa, comentăm, ripostăm, țipăm și în final facem ce zic părinții. Facem exact ce nu trebuie. De ascultat v-a spune că nu e neapărat, decât dacă e un sfat bun. Dar de cinstit e obligatoriu. Tu asculti, dar ne cinstești. Ai călcat porunca mai mare și ai respectat porunca mai mică. Tine, dragi, nu uitați. Și când ascultăm și când nu suntem datori să respectăm, spune politicos părinții tăi, uite, mamă, nu cred că e bine. Discută. Uite, nu pot să fac asta. Când ți se pare că abuzează. Dar respectă, vorbește frumos. Poate vor întreba copiii, dar cum îmi necinstez părinții? Cum îi dezonorez? Ce înseamnă lipsă de respect, de cinstire? Păi, obrăznicia, vorbit obrăznicia, lipsa de politețe, tonul vocii uneori și tonul face, datul ochilor peste cap, așa când te crezi interesant, trântit ușii când pleci din prezența părinților. Toate astea sunt lipsă de respect. Rătu picioarelor când îți dă de lucru, și alte mutre pe care le faci când te întorci și nu te vede. Cu siguranță există și cazuri grave, priviri disprețuitoare și chiar abuz fizic. Am prieteni care au îndrăznit să-și bată părinții și plătesc în viață cu vârf și îndesat. Să fie ultimul lucru la care să te poți gândi, băiete, când crești mare să-ți dezonorezi părintele lovindu -l. Asta aduce blestem. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să dau câteva exemple biblice, nu știu dacă apuc să le dau pe toate, dar sunt câteva exemple, asta nu vă îndemna chiar la fix slujba, vreau să termin predica pe cât posibil. Am găsit trei exemple în Biblie în care copiii își dezonorează părinții. Și întotdeauna, plec de la premiza aceasta, părinții sunt vinovați. Păi cum? Și în fiecare caz, copilul ajunge blestemat la propriu. Pentru viață și chiar peste generații. Păi dacă tatăl a greșit, respectați-vă. Da, dar porunca cinstirea necondiționată. Chiar și când tatăl greșește. Copilul nu are voie să se ne necinstească părintele. Exemplul lui Ham și lui Noe. Noe are trei copii, se găsește scris în Geneza 9, trei băieți, Sem, Ham și Afet, cel din mijloc. Despre Scriptura, când o împrejurare cade într-o greșeală, Noe sădește o vie, scrie acolo în Geneza 9, se îmbată și se dezbracă în mijlocul cortului său. Ham intră și vede goliciul la tatălui său. Pare puțin vinovat în ochii noștri. Păi, ce vine are el că taică să-i umbețim? Biblia spune că în aceeași situație sunt și semn și afet. Dar ei reacționează diferit. Același părinte, cu greșeli, dar copiii reacționează diferit parcă îl văd pe ham râzând, chicotind, bat jocoritor. Mă băieți să vedeți ce am văzut. Tata ai beat criță și gol pușcă, hai să vezi. Și au spus, nu, nu se cuvine să facem asta, e tatăl nostru și dacă e beat. Și spune Scriptura că au intrat cu spatele și l-au acoperit, fără să-i vadă goliciunea. Când noi se trezește și află, zice, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, și Canaan să fie robul lor. Blestemat să fie Canaan! Chiar dacă părintele tău greșește, greșeala lui nu justifică niciodată necinstirea ta. Și este socotită ca o greșeală, ca un păcat care atrage blestemul. Acest om a fost blestemat. De aceea, urmașii lui, cananiții, au fost robi evreilor. Au fost cuceriți și au fost un popor de sclavi. Desfințați într-un final sau rob până în ziua de astăzi. Un popor fără demnitate. De ce? Pentru că strămoșul lor și-a desconsiderat tatăl. Iată cât de importantă este porunca cinstirii părinților. Întrebarea noi e vinovat. Era adevărat ce a zis Ham? Da! Și totuși, e blestemat. Câteva aplicații practice aici, nu uita că necistirea părinților poate să atragă blestemul după generații și generații. Ham a lăsat moștenire blestemul acesta peste copii, strănepoți și strănevoți. De asemenea, vreau să mai spun o, ceva, o aplicație. Cinstește părintele și când face greșeli. Vorbește frumos. Un alt lucru. Nu scoate în evidență slăbiciunea părinților tăi, goliciunea lor în sens metaforic. O, oh, tata e gol! Uită, tata e așa! Nu scoate în evidență slăbiciunea lui, lipsa de școală, că nu vorbește gramatical, Poate are ticuri nervoase, poate că e un om labil, dar e așa cum e. Tații nu se pot alege pe computer, ca și liceele sau facultățile. Și ne naștem toți cu tați și mame imperfecți și imperfecte. Nu încerca să tot pui degetul acolo, să arăți că nu are dreptate, că nu știe, că nu știe om la pe calculator. Sunt tineri care se rușinează de părinților. lor. Vezi fete venind la biserică fără mama, mama e în spate cu 10 metri. Mama e bătrână. Și mie mi-e e rușine să vină la școală după mine. Mama nu mai e o doamnă ca tinerețe, cu mirosul fine, are mers de rață, s-a împlinit un pic, n-are școală, Poate că poartă batic pe stradă și mi-e rușine, și o desconsider și -o merg cu 10 metri în față. Nu uita că mama asta, îmbătrânită, ți-a dat viață. Să nu-ți fie niciodată rușine cu părinții tăi. Spune cu cinste și la facultate, femeia asta de la țară, femeia asta needucată, este mama care mi-a dat viață și am ajuns inginer datorită ei. Îmi de un tată care mi-este prieten, spunea, m-am dus să mângâi fetița și o state dăm dă pace, mă zgâri. Ai mâna aspră. Și zicea el, dragă, mâna asta e aspră pentru că am muncit pentru tine. Spuneam, am zis, atât de ofensat, de jignit, că nu-mi dădea voie să o mângâi pe față, că vezi, Doamne, am mâna aspră. Dar nu uita că tatăl acela cu mâna aspră a crescut zece copii ca tu să fii ceea ce ești astăzi. Nu îți desconsidera părinții și nu sublinia slăbiciunea lor. Nu arăta niciodată în public, nu i spune nici în mod personal slăbiciunea. Nu-i descoperi goliciunea cu alte cuvinte. Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Dragii mei, nu uitați, mai fac observație, fapta lui Noe, a lui Ham are consecința, a lui Noe nu. Nu vi se pare ciudat? Ham este blestemat pentru că s-a uitat la ce s-a uitat. Dar Noe nu este pedepsit, apare în galeria eroilor credinței. Eu înțeleg de aici, nu că Dumnezeu este de acord cu beția, nici de cum. Două lucruri, nu a fost un mod de viață și, Moise, și Noe s-a căit. Într-un fel înțeleg acum în concluzie la povestea lui Ham și Noe că eșecul moral al lui Noe a fost un test pentru copiii lui. Și da, Dumnezeu ne supune la teste, îngăduind ca uneori părinții să facă greșeli, poate chiar nedreptăți la împărțirea averii. Cu toate astea, eu sunt pus la test. Îmi respect părinții? Sau găsesc un pretext în trăirea lui, în gesturile lui, ca să nu-l respect? Frații mei, noi nu avem pretext, nu ne putem justifica necinstirea prin faptul că părinții greșesc. Zic din nou, un test... Pentru trei copii. Doi trec testul, unul cade. Și da, noi a greșit. Și înțeleg că cestirea este necondiționată. De asemenea, dacă avem exemplul lui Ruben și Iacov, n-am să insist aici, știm cu toții, Iacov crește într-o familie destul de dezorganizată, zic eu, poate un cuvânt cam greoi, dar o familie cu patru neveste, cu patru, cu patru surse, da, în ce privește copiii, cu discuții, dispute serioase, invidie, Dumnezeu de copii ei era disprețuită. Primul este Ruben. Este copilul femeii disprețuite. Femeii neiubite. Femeia asta speră încât într-o zi se va lipi de ea soțul și nu ajunge niciodată acolo. Se naște acest Ruben. După ce se naște Ruben, găsim în Scriptură că se mai naște și alți frați. Rahela apelează la un truc, îi dă pe roabă de soție ca să nască pe genunchi ei, are și ea copii prin roabă, apelează și Leia la același truc și o dă pe Zilpa, care are și ea copii și încearcă mereu să fie iubită și să câștige războiul acesta, această invidie față de sora ei de corp. Ruben crește într-o astfel de familie în care mama lui este disprețuită. Probleme de familie. Iacov nu este tatăl perfect. Din potrivă, Iacov nu este un tată de grozav, deloc. Crește mare, cu culege mandragore, spune Scriptura, și mama lui îi ia mandragorele de la Rahela pentru a mai avea un copil. Ruben deja este suficient de mare să înțeleagă că aici e vorba despre o competiție de invidie de ceartă. Ruben crește într-un mediu infect, aș putea spune, din punct de vedere emoțional, nociv. Chiar mai departe, Scriptura spune la un moment dat că tatălui vrea să se împace cu Esau. Și spune Scriptura acolo, în Geneza, că tatălui Esau, tatălui Iacov a pus copiii în ordine. Întâi copiii roabelor, apoi copiii Lei și apoi copiii Rahelei. Aici nu e vorba despre un statement emoțional. Aici se vorbește despre chestiune de siguranță. Dacă totuși e sau își iese din min și are un plan meschin, dacă tot e să o moare, să o moare întâi copiii roabelor, nu pe ai Rahelei. Dacă tot e să zboară niște capete, să moară copiii ei, nu ai Rahelei. În timp ce grupul din față se apără, inelul doi intră în apărare, aveau și ei săbi, erau mari, până își apără viața. Eu cu Rahela și cu copiii fug. Sunt convins că în viața lui Ruben a apărut amărăciunea. Copilul ăsta a înțeles că tatăl nu iubește chiar atât de mult ca pe ceilalți. Nu mai punem comportamentul favorit, favorit pentru Iosif, da? tratamentul acesta cu prioritate, favoritismul în dreptul lui Iosif, haina aceea care a strânit pismă în familie, oamenii au fost, copiii au fost crescuți în această invidie că Iosif este cel mai prețuit copil. Și într-un final, Ruben alege să-și dezonoreze tatăl intrând la țiitoarea lui. Știți ce spune Biblia? Comul acesta a pierdut dreptul de întâi născut. Și până în ziua de azi, el nu mai este numărat ca și întâi născut și-a pierdut binecuvântarea pentru că și-a necinstit tatăl într-un mod grosolan. A greșit tatăl? Da. A fost justificat într-un fel, Ruben să acționeze așa, cu nici un chip. Pentru că mai sunt doar câteva minute, vreau să am câteva cuvinte pentru părinți. Lecția pentru copii e simplă. Cinstește-ți părinți. Oricând. Oricine ar fi părinții tăi necondiționat, sunt părinții tăi. Pentru părinți, spune Scriptura, și voi părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Pe ce să fie asta? Nu întărâta la mânie. Adică nu îl provoca. Nu îl provoca. Autoritatea întotdeauna are pârghii să provoace, să apese. Un șef, dacă vrea să-l scoată vinovat pe un angajat, îl scoate. Atât al bas la cap, îl abuzezi până când explodează. A, ah, a explodat, ești obraznic, putare, afară. Autoritatea întotdeauna poate să abuzeze, are pârghii. De aceea vi le spune, ca să nu ajungă la dezonoare, ca să nu ajungă la necinsti, nu-l provoca. Că Scriptura spune că bătrânii trebuie să fie demni de cinste. Părinții trebuie să fie demni de respect. Eu sunt dator să te respect, dar încearcă să fii demn de respect să îi impui acel respect, să-l câștigi, nu doar să-l pretinzi. Nu provoca copilul, stimat părinte. De asemenea, este o legătură cu cinstirea. Cinstește pe părinții. Deci, el nu determina copilul să nu te respecte. Eu asta înțeleg că înseamnă a întărâta copilul la mânie. Îl determin să nu te respecte. Îl scoți din pepe, îl provoci până când își pierde respectul. Eu sunt într-un fel responsabil, e ca un lanț al slăbiciunilor. El trebuie să mă respecte, dar și eu trebuie să nu-l provoc. Dacă eu îl provoc, s-ar putea ca el să nu mă respecte și să fie blestemat. Să piardă binecuvântarea lui Dumnezeu, dar eu ca părinte sunt dator să-mi fac partea mea. Nu-l determina, nu-l umili. Sunt părinți care cu satisfacție și umilesc copiii. Să dovedești că tu ești șeful în casă. Să bați cu pumnul în masă sau chiar să dai cu pumnul în capul lui. Să arăți că tu ești stăpân pe viața lui. Să-i zdrobești personalitatea. Dragi părinți, toate astea sunt abuzuri. Nu provocați copiii. Nu-l determina să nu te respecte. Acest păcat poate fi stimulat, generat de părinte. Suntem responsabili și noi suntem și noi în aceeași școală ca și ei. De asemenea, dragii mei, cred că este legat aici foarte mult de abuzul de autoritate în general. Biblia spune aici, ci creșteți, nu întărâtați copiii la minune, ci mânie, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Eu cred că aici este un secret. Legat de abuzul de autoritate, câtă mustrare folosesc? Abuzul de autoritate are legătură cu echilibrul între învățătură și mustrare. Nu bate un copil căruia nu i-a explicat. Dă doza corectă de învățătură și apoi de mustrare. Există părinți care preferă metoda POC. N-am răbdare să explic și trosnesc una. Tați că știi tu. Dar ce am făcut? Taci că știi tu. Frații mei, suntem datori să avem răbdare să explicăm învățătura întâi și apoi mustrarea. Nu se rezolvă nimic cu mustrarea, cu disciplinarea și chiar cu bătaia dacă nu ne învățăm copiii. Oprește-te, lasă făcutul banilor, lasă iureșul vieții și învață-l. Învață-l întâi și apoi pedepsește-l. Al pedepsii fără învățătură este un abuz de autoritate. Asta înseamnă să-ți provoci copilul la mânie. Să nu să abuzezi de autoritatea pe care o ai. Și aici, cu siguranță, sunt două feluri de a abuza de autoritate. Cu siguranță, aș mai spune ceva legat de asta cu autoritatea, cu echilibrul. Dozele de mustrare și învățătură se schimbă de-a lungul vieții. Când nimic. îi dai păstă pampers din oră în oră. Când e mare, nu mai poți doza de mustrare și pedeapsă, chiar corporală, este mai mică. Nu poți să tratezi un copil la 19 ani ca la 2 ani. Vedeți, aici este înțelepciunea părintească, să ne-o dea Dumnezeu la toți. Câtă învățătură, câtă mustrare, când trebuie pedepsit și când nu trebuie pedepsit. Și dozele astea, echilibrul, dacă vreți că într-o rețetă, variază de la vârstă la vârstă. Două abuzuri de autoritate. În primul rând sunt oameni care nu își pedepsesc copiii deloc. Filozofia contemporană. Copilul nu trebuie pedepsit. Din familiile astea ies monștri. Ca unul care am auzit multe la consiliere, vreau să vă spun că aproape întotdeauna când un copil are probleme mari, constat în discuții că nu are părinți. Părinții habar n-au cu ce se confruntă, nu-i dau atenție, nu-l învață, pur și simplu există o lipsă totală de autoritate. Nu uitați, lipsa de autoritate este abuz de autoritate. Copilul tău are drept la disciplinarea ta, e dreptul lui și tu nu îl dai. Scriptura spune că nebunia e lipită de inima copilului și nevoie de nuia. Păi dacă tu nu o folosești, îl lași pe copil în voia sorții. Nepăsarea asta ucide copilul, îl face o bestie, un monstru. Și dacă azi sunt oameni care fac năzbâtii pe aici prin oraș și drogați și crime, sunt de obicei copii care ies din familie în care n-a fost autoritate. Lipsa de autoritate este abuz de autoritate. Și sigur există și cealaltă rețetă când e prea multă autoritate. Metoda aceea cu multă bătaie, acel tradiționalism da, patriarhal sau patriarhalism tradițional în care eu te-am făcut, eu te omor, mânci pe masa mea, bătaie multă, bătut din orice, că joacă fotbal, obligat să meargă la școală fata cu fustă și batic că vreau eu, ea nu înțelege nimic, dar eu oblig. Și, dragii mei, din familiile astea ies alți monștri. Ăștia abia așteaptă să scape de acasă și când pleacă în Anglia, nu mă auzi că se prostituează. E la batic, la prostituție. Pentru că a fost acolo în familie un abuz de autoritate. Nu rezolvăm totul cu bătaia, cu legi stricte, cu legalism. Ba din potrivă, ies copii frustrați. Scopul suprem, și cu asta vreau să mă pui de încheiere, al educației creștine, dar vreau să nu uitați asta, este ca în timp copilul tău și al meu, să ajungă să-l slujească pe Dumnezeu în libertate și din dragoste. Amin. Nu uitați, scopul suprem, aici să ajungem, la început îl forțăm, dar scopul suprem e să ajungă să-l slujească pe Dumnezeu în libertate, de bunăvoie, din dragoste. De aceea trebuie să-i ofer libertate progresiv, să decidă pentru el. Mi-am de copilăria mea și cu asta închei. Am crescut într-o familie foarte strictă, poate prea strictă, cu biserică foarte strictă. Cum spuneam, cu multă pediapsă, că așa era atunci. A fost o vârstă la care mi-aș fi dorit să păcătuiesc. Mi-aș fi dorit. Dar nu mă lăsau părinții. Și mulțumesc lui Dumnezeu că la vârsta aceea nu m-au lăsat. Când doream din toată inima să merg cu colegii la chef. Îmi doream din toată inima să mă duc la meciul la UTA. Dar nu mă lăsau. Așa era atunci, pocăință. Toată clasa, s-a închis coa, toată clasa a mers la meci la UTA cu steaua. Eu am fost singurul care a mers acasă. Mi-aș fi dorit să merg. Dar de frica părinților n-am mers. E, mai era mai complicat. Dacă scăpai de părinți și nu aflau, era bai cu comitetul. Era la biserică un jandarm angajat la UTA acolo. Și la toate meciurile ăsta mergea cu serviciu. Și știți că jandarmii stau cu spatele la stadion și cu fața la public. Și notat toți pocăiții. A doua zi, toată lista era la comitet. A să vezi acolo înfățișări, judecăți. Biserică, colegi și rânduiele aspre. Astăzi am putea cere de la primar o tribună pentru pocăiți la Unirea Deși. Fratele Dani poate să facă gol bărbătesc și fanfară dacă vrea. Dar așa era atunci. A venit vremea când am plecat la facultate și am fost încercat, rămân credincios. Eram primul student al bisericii care pleca în alt oraș, pentru că se considera că n-au ce să caute pocăiții la facultate în alt oraș, că pică de la credință. Și toate privirile se îndreptau spre un prim tânăr. Oare va rămâne credincios? În mijlocul unui complex plin de stricăciune, nu pot să vă spun ce mi-a văzut ochii. A fost cu adevărat încercată pocăința mea, îl aleg pe Dumnezeu în libertate sau nu. Și mulțumesc Domnului că m-a ajutat să-l aleg în libertate. Puteam să fac ce vreau, nu mă mai băteau părinții, eram la facultate, eram plecat, nici nu mă vedeau. Și totuși am zis: Doamne, e momentul să decid. Și atunci m-am pocăit în facultate. Am zis, Doamne, vreau să urmez calea părinților mei. Vreau în libertate, de bună voie, să te aleg pe tine. Am de o profeție pe care am avut-o și chiar închei. Prin fratele Liviu Geniuc spunea el, te-am văzut rugându-te în complexul studențesc, acolo în cămin, cu fața supernă, plângeai și spuneai, Doamne, păstrează-mă curat în lumea asta murdară. Atunci am avut prima profeție, care îmi spunea, Domnul, te-am ales pentru slujire, Asta a fost ultimul test al meu ca tânăr. Îl slujesc pe Dumnezeu din dragoste în libertate? Și în momentul acela Dumnezeu mi-a făcut chemarea pentru slujire. Domnul pe tot să ne binecuvinteze, să învățăm lecția și părinți și copii, pentru că nu uitați, familia este locul în care și copiii și părinții au de învățat. Și Domnul să fie și cu părinții și cu copiii. Amin.